A trebuit să mă pun să fac jeleuri pentru că cel mic vede la cea mare și avem aici niște probleme, așa că vă arăt și vă o rețetă, poate e de ajutor la cineva. Am folosit compot, compot făcut de mine în casă, puteți folosi suc, ce lichid vreți voi îndulcit. Am aici gelatină, la fel gelatina puteți folosi ce vă vine vouă la îndemână, agar-agar, gelatină, gelatină vegetală, ce vreți voi. Am și niște sare de lămâie pe acolo pentru a crijele urile, asta ea, îi place Alexei. Am aici o măsurătoare pentru lichide, pipetă dacă folosiți forma asta de ursuleți, dar veți vedea că o să fac geleuri și fără formă. Și două pahare pentru a separa lichidele și evident niște lămâie pentru a acri situația. Am spus că voi folosi compot făcut de mine din fructe naturale, deci e destul de naturală situația. Am început prin a măsura lichidul. Voi folosi 100 de ml de lichid și 10 grame de gelatină. Gelatina o voi folosi după indicațiile de pe ambalaj. În lichidul cel albicios, care este făcut din mai multe fructe, am pus și niște zeamă de lămâie, special pentru Alexa, că, repet, îi place acrișor. Și am pus două plicuri de gelatină în fiecare pahar. Ideea cu gelatina este să puneți cât mai multă, nu dozajul care scrie pe ambalaj. Trebuie lichid puțin și gelatină multă ca să fie geleul geleu, că altfel am face gelatină. Din acest motiv am pus 10 grame la 100 de ml de apă, dar urmăriți puțin și instrucțiunile de pe ambalaj. De exemplu, instrucțiunile de pe ambalaj spunea să lăsăm gelatina la înmuiat în lichid 10 minute, iar după să o încălzim până devine lichidă. Zis și făcut, am făcut și eu cum trebuia, după prospect să zic așa, am amestecat gelatina acolo în lichid, am lăsat-o evident să se hidrateze. Cam așa arăta lichidul după ce s-a hidratat gelatina. Acum am încălzit o olicică cu apă pe aragaz și am pus paharele în ea și voi fierbe așa la foc mic până când lichidul devine lichid, până se topește gelatina. Așa trebuie să arate. Acum e momentul să le punem în forme, lichidul, să-l punem în forme. Eu mă ajut de pipeta asta ca să pun în formele astea de ursuleți. Forma este de pe Shein, m-a costat 2 euro, super ieftin. Așa, umplu toate formele, jumate le-am făcut cu lichid roz, jumate cu lichid albicios gălbui. I-am dat și câteva lovituri așa ca să elimin bulele de aer și să se sit tueze acolo gelatina bine prin toate orificiile și le-am băgat la congelator și după le-am lăsat la frigider, la congelator 10 minute și la frigider cam 6 ore ca să se solidifice bine totul. După cum vedeți, mi-a rămas mult lichid, așa că am folosit un recipient de plastic și am pus în el prima oară lichidul gălbior, l-am băgat la congelator pentru 10 minute la loc drept, adică să nu prindă contur într-o parte, să fie drept. Iar celălalt lichid l-am lăsat în clădeticioara cu apă călduță, fără foc aprins. După 10 minute gelatina s-a solidificat, după cum o puteți aprecia, și adaug și lichidul roz și bag gelatina în două culori, că asta am vrut să reușesc, la frigider pentru 6 ore, la fel ca cealaltă. Deja vedeți că cum scot figurinele de la frigider. Lumea trece la atac, copilașii vor, așa că le-am dat deja, Alexa era lângă mine, hai să facem că vreau. Bun, am scos prima oară gelatina din recipient și am tăiat-o pătrățele, după cum se vede, gelatina în două culori și o pun într-un castronaj. Jumătate am făcut-o cu sare de lămâie, care, repet, îi place Alexei mai acră așa, și jumătate le-am păstrat pentru baby. Când o mai vede pe surioară, se îi mai dau. Ia uitați ce textură au și ce frumoase sunt în două culori. Așa, am porționat, am separat, am pregătit pentru fiecare copil în parte porția. Uite, Alexa deja își punea sare de lămâie și apropo, când pui sare de lămâie pe geleuri, potențiază și culoarea. Culoarea devine mai puternică, după cum puteți vedea. Le-am amestecat acolo bine cu sarea de lămâie și sunt gata de servit. Acum scoatem și ursuleții, am să vă arăt cum îi scot. Pur și simplu se scot cu degetele, nu e mare dificultate. Și gata, așa le fac eu geleuri copilașilor, mai ales pentru cel mic, mi se par ideale pentru că sunt făcute acasă, știi ce pui în ele și sunt naturale și nu sunt chiar atât de tari și imasticabile, între ghilimele, ca cele de cumpărat. Sper să vă fie și vouă de folos rețeta aceasta.